Cel puțin 30 de persoane au fost grav rănite la un festival evreiesc în urma unei explozii din Stanford Hill în nord-estul Londrei. Din primele informații oferite de autoritățile locale, deflagrația a pornit de la un fum improvizat în aer liber, iar manifestanții ar fi turnat peste el combustibil. În plus, se pare că în flăcări au fost aruncate mai multe telefoane mobile. Sute de persoane participau la sărbătoare, iar aparatele ar fi fost aruncate în flăcări drept avertisment împotriva răului provocate de acestea. 10 dintre cei 30 de răni răniți, au suferit răni minore, iar alte persoane au primit arsuri la față. Forțele de ordine urmează să stabilească cauza exactă a producerii exploziei și cine se face vinovat de aceasta.